La Inspectoratul de Poliție Județean Salaj a venit anul trecut o nouă generație de polițiști tineri, după ce un număr de 55 de oameni ai legii s-au pensionat pentru limită de vârstă. Potrivit inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, Miron Aurel Știrb, cei care au venit în instituție au fost încadrați atât din surse externă, cât și în urma școlarizării realizate de școlile de poliție. În 2017, de la inspectoratul nostru s-au pensionat 55 de polițiști. Au fost încadrați alți 20 și am primit și din școlile de agenți și Academie de Poliție încă 15 colegi noi. Potrivit acestuia, la ora actuală, la nivelul instituției există un deficit aproximativ de 15%. În momentul de față avem ocupat 84%. Ofițeri, agenți la comun, deci la asta mă refer. Avem, așa ca și obiectiv, mai bună pregătire profesională și tactică a polițiștilor nou intrați în sistem, care, bineînțeles, la început sunt mai mulți în perioada asta care au intrat și pentru a aplica corect legea și pentru a avea randament în activitatea care o desfășoară.